Bine v-am regăsit la știri. Mai multe percheziții au avut loc astăzi la 5 domicilii și la sediile unor firme din București, Deva și Buftea într-un dosar de evaziune fiscală. Una dintre locațiile percheziționate a fost sediul firmei de pază și protecție deținută de ginerele lui Vasile Blaga, Ionuț Rudeanu. Acesta a fost ridicat de polițiști fiind bănuit de evaziune fiscală. Procurorii din cadrul parchetului de pe lângă Curtea de Apel București au efectuat joi 5 percheziții la mai multe adrese din București, Deva și Buftea, printre care și la sediul firmei deținute de ginerele lui Vasile Blaga, Ionuț Rudeanu. Potrivit anchetatorilor, în perioada 2010-2014, persoanele vizate, printre care și reprezentanții unei societăți prestatoare de servicii de protecție și pază, ar fi desfășurat tranzacții comerciale fictive cu scopul de a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale. Ginerele lui Vasile Blaga, Ionuț Rudeanu, deține o firmă de pază și protecție care, de-a lungul timpului, a încheiat contracte de milioane de euro cu statul român. Ionuț Rudeanu a fost ridicat de polițiști joi și dus la audieri. Prejudiciul adus statului român în acest dosar este de 2.500.000 de lei, aproximativ 600.000 de euro. Ionuț Rudeanu este de meserie medic-stomatolog, însă în anul 2009 și-a deschis o firmă de pază și protecție. În primul an de la înființare, firma a avut o cifră de afaceri de 27.394 de lei. În 2010 și 2011, în timp ce România traversa cea mai gravă criză economică, lucru care a băgat în faliment societăți private foarte puternice, firma ginerelui lui Blaga a reușit să-și mărească cifra de afaceri de 341 de ori. Astfel, firma lui Ionuț Rudeanu a terminat anul 2011 cu o cifră de afaceri de 9.346.077 de lei. Potrivit site-urilor de licitații publice, majoritatea acestor bani provin din contracte cu instituții de stat. Cea mai generoasă a fost Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale, care i-a dat firmei lui Rudeanu două contracte în 2010 și 2012, în valoare de 5.141.226 de lei, 1,2 milioane de euro. Potrivit Poliției Române, în acest dosar în care s-au efectuat percheziții joi, sunt vizate 5 societăți comerciale care ar fi fost implicate în comiterea unor infracțiuni de evaziune fiscală în domeniul prestării de servicii de pază și protecție. Din investigații a reieșit faptul că, în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor către bugetul de stat, reprezentanții unei companii specializate în prestări de servicii de pază ar fi creat un circuit infracțional format din mai multe societăți comerciale prin care ar fi fost evidențiate tranzacții fictive. De ziua Înălțării Domnului se celebrează Ziua Eroilor, sărbătoare națională a poporului român, în memoria celor căzuți de-a lungul veacurilor pe câmpurile de luptă pentru credință, libertate, dreptate și pentru apărarea țării, în semn de recunoștință pentru sacrificiul suprem al sutelor de mii de ostași căzuți la datorie în timpul războiului. Oficialitățile locale și județene i-au comemorat astăzi la Deva. Foste cadre militare, veterani de război, dar și oficialități județene și locale au fost prezente la eveniment. Mai puțin Petru Mărginean, primarul municipiului Deva, în schimb, fostul edil șef al urbei, Mircea Muntean, și-a făcut apariția în fața publicului. La fel ca în fiecare an, Ziua Eroilor a fost marcată tot în cimitirul eroilor din reședința de județ. Astăzi este și Ziua Eroilor neamului nostru. Este ziua când clopotele bisericilor de pretutindea vestesc marele praznic și ne îndeamnă să ne aducem aminte mereu de toți cei care au înfruntat moartea pe câmpul de bătălie pentru apărarea pământului străbun, pentru libertate și pentru pace. Războaiele n-au adus oamenilor decât durere, moarte și pagube incalculabile. Cineva a spus odată că eroismul este o atitudine morală alcătuită din aceeași plămadă ca și sacrificiul în sine. Nimic mai adevărat. Eroii români nu au fost întotdeauna victorioși, dar categoric au fost neimplicați în fața morții atunci când paloșul însângerat al istoriei i-a lovit. Și această calitate, curajul,
este ceea ce a făcut întotdeauna gloria românilor care și-au dat viața spre fronturile unde au luptat. Comemorăm Ziua Eroilor Români, care, cu demnitate și curaj, s-au sacrificat pentru binele țării noastre. În această zi, cu o semnificație aparte, gândurile noastre se îndreaptă cu gratitudine către toți cei care și-au dedicat viața crezului de a sluji țara și care, prin devotamentul lor, au contribuit la libertatea, independența, integritatea și suverenitatea României de astăzi. Este o zi importantă pentru dumneavoastră astăzi? Asta e cea mai importantă zi în țara și Elena și cu Constantin, care să trăiască și ei mulți ani, la fel să trăiască și alții pe lângă ei. Este și Ziua Eroilor, care se sărbătorește astăzi. Da, bineînțeles, categoric, categoric, da. După alocuțiune, a urmat depunerea de coroane, iar evenimentul s-a încheiat cu o paradă militară. Eroii neamului au fost comemorați astăzi și în municipiul de Pecerna. La Troița, de lângă primăria din localitate, s-a oficiat slujba comemorativă, urmată de depunerile de coroane. Ziua Eroilor se sărbează, după cum știți, în întreaga Românie. Cred că merită să ne aducem omagiul acestor oameni care au luptat pentru libertatea noastră, pentru ca ceea ce se întâmplă astăzi în România, faptul că trăim într-o țară liberă și democrată, s-a întâmplat datorită sacrificiilor pe care aceștia le-au făcut. Este un lucru care este din ce în ce mai necesar, pe măsură ce deficitul de patriotism a apărut în societatea românească. Eu cred că am traversat o perioadă destul de complicat aceasta a revenirii la valorile tradiționale, la adevăratele valori ale omului și ale societății și că începem să ne regăsim noi pe noi înșine. Pe lângă oficialități la eveniment au participat și veterani de război. Sunt pușcată și de aici am pus o mână de sare, am fugit repede la circă. Acolo a venit un arul ăsta verde, mă duc la policlinică, de acolo mă duc la Sibiu și s-a făcut pieptul așa. Și m-a întrebat ce vreau, bani sau sănătate? Lasă-mă. Cine v-a întrebat? Aici, la frontul Salvării, era cineva, în coridorul ăsta. Eu vreau sănătate, că am copii, am animale, are cine. Și a doua zi m-a adus înapoi, cum s-a cumpărat, neumflată, și a trecut. Ca urmare a conjuncturilor politice, prin decretul numărul 71/1948, Ziua Eroilor a fost stabilită pe data de 9 mai, abrogându-se prevederile anterioare. Decretul numărul 117/1975, privind regimul mormintelor și operelor comemorative, a menținut reglementarea care prevedea ca data de 9 mai să fie considerată Ziua Eroilor, sărbătorindu-se cu prilejul Zilei Independenței de Stat a României și a victoriei asupra fascismului. După 1990, ca urmare a demersurilor Ministerului Apărării Naționale, Ziua Eroilor nu s-a mai sărbătorit la 9 mai, ci de Ziua Înălțării Domnului. La 2 mai 1995, Parlamentul României a adoptat o lege conform căreia Ziua Înălțării Domnului a fost declarată Ziua Eroilor pentru a omagia jertfa celor căzuți în luptă pentru libertatea și independența poporului român. Ziua Înălțării Domnului a fost desemnată Ziua Eroilor și Sărbătoare Națională Bisericească prin hotărârile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din anii 1999 și 2001. Totodată, legea din 2003 privind regimul monumentelor și operelor comemorative de război a proclamat Sărbătoarea Înălțării Domnului drept Sărbătoare Națională a Poporului Român.
primul cetățean de onoare al municipiului Hunedoara a fost comemorat astăzi. La bustul lui Constantin Bursan, căci despre el este vorba, s-a oficiat o slujbă de comemorare, iar mai apoi au fost depuse coroane la 127 de ani de la nașterea sa și 53 de ani de la trecerea în neființă. Hunedoreanul Constantin Bursan este cel care a ctitorit catedrala din centrul vechi și a construit actualul sediu al primăriei din localitate. Puțin dintre cei prezenți astăzi la acest eveniment știu că Bursan a sfârșit în închisorile din regimul comunist și asta deoarece a fost agent secret. Evenimentul de astăzi a fost organizat de organizația PNL Hunedoara. Avem astăzi pomenirea ctitorului acestui edificiu bisericii din centrul orașului și ctitorul primăriei, precum și ctitorul a multor bisericuțe în satele înconjurătoare. Deputat hunedorean, de origine prahoveană, mai bine de 20 de ani pe aceste meleaguri, care s-a comportat cu un patriotism extraordinar și cu un patriotism local deosebit, a murit, se pare, în pușcările comuniste. Bustul lui Constantin Bursan a fost pus de către liberalii hunedoreni la indicațiile, sau mai bine spus, cu ajutorul domnului poet și scriitor Victor Isac, care a fost unul dintre elevii care au luat bursă de la Constantin Bursan și a cunoscut personal pe Constantin Bursan. Și din acest motiv, și doamna care vrea să continue această idee pentru tinerii Hunedoarei să dea burse cum dădea la acea vreme Constantin Bursan. Constantin Bursan este deputatul Hunedoarei dinainte de al doilea război mondial. A avut mai multe mandate în această localitate și realizările spun totul despre ceea ce a făcut pentru municipiul Hunedoara. Omul politic din perioada interbelică, fost deputat liberal de Hunedoara, a primit acest titlu în 1937 la inaugurarea clădirii Palatului Administrativ din localitate. Bursan a fost cel care a finanțat construcția clădirii în forma literei H, o bijuterie arhitecturală a acelor vremuri. Tot el a sprijinit financiar construcția mai multor edificii importante din Hunedoara, printre care se numără și catedrala din centrul vechi al municipiului. După instalarea regimului comunist, a fost urmărit permanent, mai ales pentru faptul că întreținea relații cu funcționari ai legației Franței. La 28 noiembrie 1950 a fost arestat, anchetat în condiții extreme și condamnat la 25 de ani de închisoare pentru crimă de înaltă trădare. În 1961, grav bolnav de reumatism, a fost mutat în spitalul penitenciar de la Văcărești. A murit la 18 ianuarie 1962 în acest penitenciar, având o soartă asemănătoare cu marele ctitor Constantin Brâncoveanu, nefiind înmormântat în locul pe care și-l pregătise în catedrala din Hunedoara. În orașul de la poalele cetății, sezonul estival va începe doar peste o săptămână și jumătate. Pe data de 1 iunie, ștrandul din reședința de județ își va deschide porțile pentru toți iubitorii de soare, plajă și bălăceală în aer liber. Cele trei bazine, dar și locurile de relaxare și distracție din incinta ștrandului, au început să fie pregătite pentru a-i primi pe deveni așa cum se cuvine. Devenii sunt așteptați să se relaxeze și să se răcorească la ștrandul din Deva, începând cu data de 1 iunie. Se lucrează intens pentru ca devenii se bucure de un ștrand ca la carte. Dacă vremea va fi una favorabilă, lucrările vor fi gata până la sfârșitul lunii. Ștrandul își va redeschide porțile pentru toți iubitorii de soare, plajă și bălăceală în aer liber. În această perioadă, Primăria Municipiului Deva execută lucrări de reparație și întreținere pentru punerea în funcțiune a ștrandului municipal. Concret, se execută reparații electrice, cosit iarbă, reparat și vopsit bazine și bănci, înlocuire mochetă, amenajare băi. Ștrandul dispune de trei bazine cu adâncimi diferite, astfel încât toți devenii, indiferent de vârstă, să se poată bucura de o baie răcoritoare. De asemenea, în incinta ștrandului va funcționa o bibliotecă de vară, de unde iubitorii de literatură pot împrumuta cărți și reviste, două terenuri de tenis de câmp, un teren de fotbal pe sintetic și unul pe nisip, precum și un teren cu aparate de fitness pentru cei care doresc să facă mai multă mișcare.
Au dispărut tot mai multe capace de canal și asta vedem acum la stația de epurare a apelor. Tot ce ajunge în canalizare trece pe aici și cei care gestionează acest sistem în Valea Jiului ne spun că au găsit în grătarele de aici chiar și animale mari. Ele cad în canal și mai apoi ajung prin canalizare până la stație. Ce aruncăm în WC-ul găsim mai târziu la stațiile de tratare. Dar civilizația lasă de dorit în condițiile în care, după ce au dispărut capacele de canal cu zecile în Valea Jiului în ultima vreme, acum toate deșeurile le găsim în canalizare. Și aici ajung animale mai mici sau mai mari, dezintegrate sau nu, sticle de plastic și tot ce ne prisosește prin casă. Tot ce se recoltează, să zic așa, din toată rețeaua de canalizare, atât și de pe, atât de pe est, cât și de pe vest, intră în treapta mecanică. Vedem că sunt două linii, linii de grătare dese, linii de grătare rare. Din păcate, aceste grătare ar trebui să elimine doar chiar gunoiul, chiar substanțele mari din substanța din apa menajeră. Dar sunt situații în care chiar câini ne-au venit în treapta mecanică. Stațiile de tratare devin pur și simplu neîncăpătoare și se defectează mai ales în perioadele cu ploi torențiale. Deșeurile se înțepenesc în timp prin cotloanele canalizării, iar atunci când plouă tare, debitul le ajută să o ia la vale și atunci încep problemele în stația de tratare. Se observă când sunt ploi torențiale și pentru că ele, unele, sunt blocate pe toată instalația de canalizare. Avem chiar probleme cu toată automatizarea și cu toate tocătoarele care le avem aici. De multe ori suntem în imposibilitatea de a funcționa. Nu ne-am civilizat aproape deloc în ultima vreme și educația începe din baia fiecăruia. Asta pentru că nici nu știm cât de periculoase sunt pentru sistemul de epurare al apelor menajere acele șervețele umede pe care nu le aruncăm la gunoi, ci în vasul toaletei personale. Specialiștii ne explică exact ce se petrece cu ele în canal. În primul rând se infundă canalizarea interioară. Omul ce face? Până la urmă îi dă drumul și ajunge tot în rețeaua menajeră. Ajunge la noi în stația de tratare. În stația de tratare el se dezintegrează, dar intrând pe tot fluxul tehnologic, pentru că de aici, de la treapta mecanică, mergem într-un decantor, dintr-un decantor intră în alt bazin de aerare, unde sunt tot felul de mixere, tot acel șervețel se face ca un fuior, exact cum faci fuiorul de lână, exact așa se face. Zi de zi vedem știri cu copii abuzați, cu probleme în școli, cu familii disfuncționale. Și totuși, potrivit unui studiu recent coordonat de cercetători din Marea Britanie, este posibil să avem cei mai fericiți copii din lume. Studiul coordonat de cercetători din Marea Britanie a încercat să descopere ce îi face fericiți pe cei mici și dacă mulțumirea acestora depinde de prosperitatea familiei sau de alți factori. Pentru micuții de veni, fericirea stă în lucruri simple și importante în același timp, iar ieșirile în parc se pare că îi fac și mai fericiți pentru că îi ajută să lege prietenii noi. Pe mine mă face fericit, în primul rând că mă pot juca cu câinii mei, în al doilea rând că mă pot juca cu prietenii și în al treilea rând jucăriile. Pe mine mă fac fericiți prietenii și toate jucările care le primesc de la părinți. Pe mine mă face fericit că am mulți prieteni și pot să mă joc cu ei în parc, cel mai mult. Și al doilea rând că răzi prietenul meu cel mai bun, Tudor. Adică eu. Studiul oferă date interesante despre viața celor mici. De pildă, peste o treime trăiesc în casă cu un bunic sau mai mulți, un procent depășit doar de Nepal. În vreme ce, în Marea Britanie, acest lucru se întâmplă doar în 5% dintre cazuri. 14% dintre copiii români între 10 și 12 ani nu au calculator acasă. 20% nu au acces la internet. 36% nu au camera lor. Peste 40% trăiesc în familii care nu dețin un autoturism. Și 12% nu au cărți în casă afară de cele pentru școală. Deși, statistic vorbind, condițiile de trai ale copiilor noștri sunt medii, nici cele mai bune, nici cele mai rele. Ei sunt cei mai mulțumiți cu viața pe care o duc. Cu o notă de 9,5 la satisfacția vieții, depășim clar Germania sau Marea Britanie, care sunt sub 9. Să urmărim acum grupajul de știri pe scurt.
Reprezentanții unei societăți comerciale din județul Alba au predat la stația CFR Simeria Triaj 10 vagoane de marfă încărcate cu fier vechi, consemnând în documentul de transport o greutate a încărcăturii a fiecărui vagon între 35.000 și 36.000 de kilograme. Dar, în realitate, în fiecare vagon a fost încărcată marfă cu o greutate mult mai mare. În acest fel, societatea de transport a obținut o diminuare a taxelor de transport pe calea ferată. În urma verificărilor efectuate de către o societate din municipiul Hunedoara în calitate de destinatar, s-a stabilit cu ocazia cântăririi vagoanelor o cantitate de 117.350 de kilograme de fier vechi, în plus față de cantitatea declarată pe documentele de transport pentru cele 10 vagoane transportate pe calea ferată. Prin urmare, prejudiciul cauzat societății CFR Marfă depășește 8.800 de lei, în cauză fiind întocmit dosar de cercetare penală pentru comiterea infracțiunilor de fals intelectual în înscrisuri sub semnătură privată și înșelăciune. Camera Deputaților a adoptat miercuri în unanimitate proiectul legii insolvenței persoanelor fizice. Actul normativ prevede ca orice cetățean aflat în incapacitate de plată a datoriilor nu din vina sa să își poată reeșalona datoriile pe baza unui plan de redresare financiară pe o perioadă de 5 ani. În momentul în care își deschide procedura de insolvență, debitorul nu mai poate fi executat silit și este stopată orice penalitate sau majorare de întârziere. Proiectul stabilește că orice debitor care după 90 de zile de la data scadentă a unei datorii știe că nu mai poate să își achite aceste datorii poate să ceară intrarea în insolvență și în felul acesta să se poată redresa financiar în baza acestui plan de rambursare. Valoarea praga datoriilor de la care se poate cere insolvența este reprezentată de 15 salarii minime pe economie, deci de suma de 14.000 de lei. Trebuie știut și că nu pot cere insolvența cei care au fost concediați în ultimii 2 ani din cauza lor, cei care au renunțat la contractul de muncă prin acordul părților sau demisie în ultimele 6 luni, cei care, deși nu au venituri, nu-și caută de lucru sau refuză propunerile de joburi venite de la firme ori de la ANOFM și nici cei care s-au împrumutat în ultimele 6 luni și au rate cât un sfert din datoriile totale. Municipiul Hunedoara se numără printre cele 5 orașe din România în care cinefilii vor avea ocazia să vadă o serie de filme din cadrul Festivalului Filmului European, selectate de organizatori împreună cu ambasadele europene și institutele culturale din București. Proiecțiile vor avea loc în perioada 29-31 mai la Castelul Corvinilor și Casa de Cultură a Municipiului. Accesul publicului este gratuit în limita locurilor disponibile. Festivalul Filmului European a ajuns la ediția a 19-a, marchează Ziua Europei și celebrează varietatea cinematografică a continentului. Rămâneți alături de noi, revenim după o scurtă pauză de publicitate cu știrile din sport. Am revenit în direct și continuăm jurnalul cu știrile din sport. Campioană și câștigătoare a Supercupei României anul trecut, echipa de futsal Auto Bergamo-Deva și-a trecut în palmares și trofeul Cupa României. Auto Bergamo-Deva a câștigat Cupa României după ce s-a impus în finală în fața deținătoarei trofeului CTA Târgu Mureș, pe care a învins-o la capătul unui joc pe care l-a controlat în totalitate, cu scorul de 5-2 la pauză 2-0. După o primă repriză echilibrată, Auto Bergamo-Deva a intrat la pauză cu un avantaj de 2 goluri reușite de Cristian Mancingo și Cristian Obadă. Robert Matei a făcut 3-0 la 4 minute de la reluare. La mijlocul reprizei secunde, Târg Mureșenii au redus din diferență din lovitură de pedeapsă, dar antrenorul jucător al Devei, Robert Lupu, a refăcut avantajul de 3 goluri. Pe final, Robert Matei a marcat și al 5-lea gol al Devenilor, astfel că reușita lui Alpar Ciomo a contat doar pentru statistică. A fost pentru prima dată când Auto Bergamo-Deva a câștigat Cupa României, trofeu care în ultimii 8 ani a stat doar în vitrina celor de la CTA Târgu Mureș. Sezonul nu s-a încheiat pentru băieții de la Auto Bergamo-Deva, care săptămâna viitoare, luni 25
25 mai vor evolua pe teren propriu în returul finalei mici a Ligii I de futsal cu Dunărea Călăraș, ocazie cu care vor prezenta suporterilor trofeul Cupa României. Măgura Pui, Cetate Răchitova și Aurul Brad Șoimulbăița sunt echipele care se vor înfrunta în jocuri directe pentru un loc în finala Cupei României la fotbal, ediția 2014-2015, faza pe județul Hunedoara, după ce ieri au obținut calificarea în semifinale. Scoruri astronomice și rezultate finale surprinzătoare ieri în cele patru jocuri din sferturile de finală ale Cupei României la fotbal, ediția 2014-2015, faza pe județul Hunedoara. Scorul zilei s-a înregistrat pe terenul de la Pricaz, acolo unde echipa locală Mureșul a fost învinsă cu 0-8 de Aurul Brad. Cele mai multe goluri, în total 11, s-au înscris pe terenul de la Pui, unde Măgura a trecut cu scorul de 9-2 de Universitatea Petroșani. Un alt meci cu multe goluri a avut loc la Crăciunești, unde Șoimulbăița a învins cu 8-1 pe lidera campionatului județean de fotbal Hunedoara, CNS Ciudate Deva. Cea mai echilibrată partidă a avut loc pe terenul de la Ciula Mare, unde Cetate Răchitova a trecut cu scorul de 2-1 de Victoria Călan. Astfel, în cele două jocuri din semifinale programate pe terenuri neutre, miercuri 3 iunie, se vor înfrunta echipele Măgura Pui, Cetate Răchitova la Hațeg și Aurul Brad și Șoimulbăița la Ilia. Aici încheiem jurnalul, însă nu înainte de a ura la mulți ani tuturor celor care astăzi, de Constantin și Elena, își serbează onomastica. Rămâneți alături de noi, urmează rubrica Meteo, iar mai apoi emisiunea de dimineață lângă lac cu Costi Giuhat. De la ora 19:30, Mircea Mihuleț vă invită să vă spuneți punctul de vedere. Invitat Vladimir Brilinski, administratorul sitului Sarmizegetu Saregia. De la ora 20:30, Andrei Sora vă așteaptă la emisiunea Stele și Destin. Eu vă mulțumesc pentru atenție, o seară excelentă tuturor, la revedere! În această noapte sunt anunțate câteva averse de ploaie și furtuni, mai ales în Hunedoara, Brad, Simeria, Călan și Hațeg. Temperaturile nocturne vor fi cuprinse între 12 și 15 grade Celsius. Și pentru mâine, meteorologia anunță temperaturi ridicate, chiar dacă perioadele însorite vor alterna cu cele norate. Maxima zilei de 28 de grade se va înregistra la Hunedoara, Simeria și Călan. Cu un grad mai puțin vor indica termometrele la Orăștie, Gioagiu și Hațeg, iar la Petroșani, Petrila și Uricani, mercurul din termometre se va opri în jurul valorii de 25 de grade Celsius. Și în Deva, în această seară, sunt anunțate averse de ploaie de scurtă durată. La noapte va fi destul de cald, 15 grade vor indica termometrele. Mâine și deveni se vor putea bucura de o zi călduroasă, iar temperaturile vor încălzi atmosfera până la 28 de grade Celsius.